Tocmai am fost anunțați că avem o surpriză pentru voi. Dar nu vă spunem absolut nimic. Ești entuziasmat, nu-i așa? Da, și să vă mai ales că eu o să fiu acolo. Eu o să vă admir de la distanță, da, înțeleg. Hai să nu mai dăm din casă. Nu mai dăm din casă, avem nevoie de informare prima și prima dată. Prima și prima dată, ca de obicei, începem cu știrile. Scandalul dintre Nicușor Dan și edilii sectoarelor continuă după cearta pe palmierii din Piața Unirii plantați de Robert Negoiță. Primarul general al Capitalei a fost luat la ochi de City, managerul sectorului 5, Rareș Hopincă. Într-o postare pe Facebook, acesta îl îndeamnă în mod ironic să vină să scoată pomii care sunt în pericol de prăbușire dacă tot s-a apucat de defișa Bucureștiul. Și nu este singurul, primarul sectorului 6 îl acuză pe Nicușor Dan că blochează un proiect crucial pentru traficul din capitală din cauza că nu dă avizele de defișare necesare. Disputa palmierilor continuă în capitală. După ce Nicușor Dan a decis scoaterea pomilor exotici plantați de Robert Negoiță și primarul sectorului 3 a replantat o parte dintre ei în fața sediului primăriei de sector, de data aceasta primarul general este luat în vizor de alt politician. Rareș Hopincă, city manager al sectorului 5 și consilier general PSD, i-a dat o replică acidă lui Nicușor Dan în scandalul palmierilor. Ne aflăm în spate la ferentar numărul 3 și avem un mesaj special pentru primarul general. Am găsit palmier la ferentari. Palmierul despre care politicianul vorbește este în realitate un plop uscat care poate fi un pericol pentru cetățeni. Domnul primar general, palmierul numărul 1, adus din Italia, e înalt, sănătos, aclimatizat, palmier. Poate reușit să ne dați aviz să-l scoatem, îl scoatem noi. Potrivit lui Rareș Hopincă, sectorul 5 a solicitat mii de avize pentru defrișarea sau toaletarea arborilor uscați, care au devenit un pericol pentru siguranța cetățenilor și nu primește aprobările pentru intervenții de la Nicușor Dan. Sunt minimum 300 de astfel de pomi la nivelul sectorului 5, pentru care primăria generală, primarul general, nu dă aviz de defrișare. Deci palmierii erau problema când avem acești pomi. Aceștia sunt plopi care în mod clar sunt uscați și la o furtună, la o ploaie, la un vânt mai puternic vor cădea. Deci nu e un secret pentru nimeni. Sunt pomi foarte șubrezi și vor cădea. Viceprimarul Hopincă nu este singurul supărat și cu reproșuri la adresa lui Nicușor Dan. Recent, Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, îl acuză pe edilul Capitalei, susținut de USR, că îi blochează un proiect crucial pentru traficul din capitală. Nicușor Dan nu ar fi emis avizele pentru defrișarea celor 400 de copaci de pe marginea drumului necesare pentru finalizarea lucrărilor de lărgire a străzii Valea Largă, ce are ca scop fluidizarea traficului pe prelungirea Ghencea și Bulevardul Timișoara. Prima linie de autobuze autonome din lume a fost lansată în Scoția. Vehiculele sunt dotate cu senzori cu ajutorul cărora se pot efectua trasee pe anumite drumuri cu viteze de până la 80 de km pe oră. Cu toate că autobuzele nu mai au nevoie de șoferi la bord, sunt prezenți și doi angajați. Unul este în cabina conducătorului și monitorizează noua tehnologie, iar celălalt îi ajută pe pasageri cu îmbarcarea. Primele autobuze autonome au fost scoase pe străzile din Scoția. Pentru moment, în cabina șoferului este prezent un angajat care se asigură că totul decurge fără probleme. În viitor, șoferul ar putea dispărea complet, iar autobuzele să circule fără să aibă nevoie de comenzi umane. But I think it's an important learning for what the future opportunity might be in public transport. A lot of the things we do as a bus driver outside of driving will remain the same. Interacting with passengers, boarding, alighting. Vehiculele sunt dotate cu senzori cu ajutorul cărora pot să efectueze trasee pe anumite drumuri cu viteze de până la 80 de km pe oră. La bord sunt prezenți și doi angajați. Unul este în cabina șoferului și monitorizează noua tehnologie. Celălalt îi ajută pe pasageri cu îmbarcarea și cumpăratul biletelor. Deocamdată cele 5 autobuze autonome merg pe un traseu de 22 de km în Edinburgh și pot transporta până la 10.000 de pasageri pe săptămână. Încă mai am o doză de optimism, dar în momentul în care mă uit la harta din spatele Rominei, s-ar putea să dispară și aceea. Bună dimineața din nou!
Bună dimineața din nou, Georgia. Nu ne putem bucura nici măcar de o rază de soare astăzi. În schimb, în weekend mai apare soarele trecător, dar astăzi vremea se menține răcoroasă în partea de vest, în sud-vest și local în restul teritoriului. Local va mai ploua, iar în celelalte regiuni cerul va fi variabil cu norări temporare și numai izolat vor fi ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări prin partea de sud-est a teritoriului și în zona montană înaltă, unde rafalele vor atinge viteze de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 18 grade, se vor atinge prin partea de vest și vor urca până la 25 de grade în partea de est a țării, iar în capitală vremea se menține închisă, temporar cerul va prezenta norări, trecător va mai ploua slab, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius. Mâine vremea se va încălzi, astfel valorile termice se vor situa în jurul celor normale. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când vor fi condiții pentru averse, posibil însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, iar temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius în termometre. Poi mâine se menține de asemenea o atmosferă caldă cu o maximă a temperaturii aerului de 26 de grade Celsius. Cerul va fi variabil cu norări temporare și posibil averse slabe, mai ales din a doua parte a zilei. Vântul va sufla în general moderat, iar pe litoral vremea se menține normală din punct de vedere termic. Cerul va fi acoperit de nori, vântul adie plăcut, iar maxima va fi cuprinsă între 17 grade, se vor atinge prin Mamaia, Neptun și Vama Veche și vor urca până la 20 de grade în Constanța și în Costinești, iar temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 15 și 18 grade Celsius. Acestea sunt informațiile pentru moment, ne revedem mai târziu cu noi detalii. Mulțumim, Romina, pentru informații. Aș vrea să vă spun că, din perspectiva mea, sunt încrezătoare în progresele științei, ale medicinei. Bineînțeles, cred foarte mult și în informare și alinare deopotrivă. Iar în România, iată că diagnosticul oncologic este suficient de frecvent încât să nu ne mai ascundem după deget, să abordăm această problemă și să venim cu câteva informații care vă vor ajuta, de ce nu, să vă restabiliți poate un soi de liniște interioară sau să creați un plan de bătaie pentru viitor. Stăm de vorbă despre aturile medicinei moderne în diagnosticul oncologic cu domnul dr. Laurențiu Vâlcăoan, medic-oncolog. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Mulțumim și noi tare mult! Așteptăm cu interes această discuție pentru că este un diagnostic înfiorător pentru foarte, foarte mulți oameni. Dar înțeleg că în aceeași măsură în care este spaima și groaza de mare, la fel de mari sunt și progresele medicinei. Exact. În primul rând, pacienții care vin cu un diagnostic oncologic, cu un diagnostic de cancer, vin de la început cu niște prejudecăți. În general, ei au persoane din familie sau apropiați care au avut un diagnostic și spun, acum 10 ani am cunoscut pe cineva care a avut cancer și nu s-a mai putut face nimic. Vin foarte speriați cu aceste prejudecăți, însă sunt foarte multe avansări în medicina modernă pe partea aceasta de cancer, atât în diagnostic cât și în tratament. M-aș opri mai cu seamă la diagnostic, pentru că înțeleg că odată descoperită problema, cu cât mai repede, cu atât mai bine, vin și altfel de soluții pe care le putem aborda. Exact. Acum, în principalele cancere, cele mai frecvente cancere, au și metode de depistare precoce. Această depistare din timp a afecțiunii duce la o creștere a supraviețuirii și o creștere a calității vieții. În cancerul de sân, mamografia, care trebuie făcută după ultimele ghiduri, anual, de preferabil cu tomosinteză, începând cu vârsta de 40 de ani, duce la diagnosticul din timp a cancerului de sân, astfel încât intervenții chirurgicale nu doar că duc la o supraviețuire mai bună, dar de asemenea o intervenție chirurgicală mult mai limitată, cu mult mai puține complicații pe termen lung și un rezultat mai bun din punct de vedere estetic, deoarece sunt femei tinere și acest lucru este important. Este important. Aș puncta puțin în acest domeniu și responsabilitatea pacientului, pentru că avem aceste informări din partea medicilor de analize pe care ar trebui să le realizăm anual, dar întrebând mai multe prietene sau prietene cu mama,
femei trecute de 40 de ani ați făcut mamografia noastră? Mi s-a răspuns de cele mai multe ori nu. Cât de important este să înțelegem că de noi depinde, de fapt, descoperirea timpurie a cancerului? Exact. Cred că aici este poate o problemă de timp, dar cred că de foarte multe ori este și o problemă de frica diagnosticului. Frica diagnosticului, deoarece spun, și dacă aflu că am cancer, ce pot să fac? Nu mai e nimic de făcut. Și acest lucru este complet greșit, deoarece dacă se descoperă din timp, vorbim de o potențială vindecare a bolii. O potențială vindecare a bolii, a unei boli care este extraordinar de greu de tratat în stadii avansate. Evident că se tratează în orice stadiu, oricât de avansat ar fi, există tratamente, dar cu rezultate mult mai puțin încurajatoare comparativ cu stadiile timpurii. Înțeleg că în ultima perioadă se schimbă puțin și metodologia de lucru din această perspectivă și că există și comisii multidisciplinare. Ce înseamnă aceste comisii? Comisia multidisciplinară a fost gândită din perspectiva faptului că nimeni nu le știe pe toate. Nimeni nu le știe pe toate. Există în Comisia multidisciplinară oncologică obligatoriu un medic oncolog care dă tratamente cu molecule, tratamente sistemice care se pun sub formă de perfuzii sau sub formă de pastile. Există un medic chirurg care se ocupă de intervenția chirurgicală și există un medic radioterapeut, astfel încât dacă este nevoie să se dea tratament cu radioterapie, acesta să fie gândit încă de la încă din primele momente, încă de la diagnostic, să fie planificat acest lucru. Pe lângă acestea, în comisia multidisciplinară, evident că pot să intervină și alți medici, medicul radiolog și chiar persoane care nu sunt neapărat cadre medicale, dar nutriționistul poate să facă parte din echipa multidisciplinară și psihologul, pentru că aceste persoane au nevoie de psihoterapie, au nevoie de o consiliere psihologică, o consiliere nutrițională și ei sunt bineveniți în echipa multidisciplinară cu rezultate foarte bune pe calitatea vieții. Foarte bune rezultate pe calitatea vieții. Înțeleg că există și un test genetic pe care ar trebui să-l facem, dar nu înțeleg cine și când ar trebui să-l facă. Testarea genetică se realizează atât pentru a stabili dacă în special pentru persoanele tinere, dacă acel cancer are o componență genetică, pentru a ști dacă urmașilor, copiilor, ar merita să beneficieze de o depistare precoce mai din timp decât sunt ghidurile actuale. Spre exemplu, poate să înceapă pentru femei mamografia la vârsta de 30 de ani sau chiar 25 de ani cu ecografie mamară. De asemenea, testarea genetică ne poate evidenția niște ținte moleculare, astfel încât să dăm niște terapii țintite genetice care sunt disponibile acum, la momentul actual, deci nu undeva în viitor, ci în acest moment. Și de asemenea ne pot ghida să facem intervenții chirurgicale care să reducă riscul. Este celebru cazul cu BRCA, femeile care au multiple, care au mama, bunica cu cancer de sân, pot să facă o testare BRCA. Dacă este pozitivă, riscul este foarte mare să fac cancer de sân și să ia în discuție intervenția chirurgicală, mastectomie, urmată obligatoriu de reconstrucție, astfel încât rezultatele estetice sunt foarte bune după aceea și riscul de a dezvolta cancer de sân se reduce substanțial spre zero. În cazul în care nu avem un astfel de diagnostic oncologic, dar avem un istoric în familie, ar fi de dorit să facem acest test? În primul rând trebuie să înceapă de la o consiliere cu un medic genetician. Există această specializare, astfel încât să fie indicat acel test genetic care să fie cel mai relevant, deoarece există teste genetice pentru cancerul de colon, pentru cancerul de sân, pentru cancerul de ovar și așa mai departe. În funcție de riscul pe care îl avem, medicul genetician ne va indica un anumit test. Nu există un singur test, ca să spun așa.
Iată, important să vorbim cu familiile noastre, să aflăm dacă există un astfel de diagnostic în rândul rudelor noastre. Mulțumesc pentru discuția de astăzi și pentru informații și vă invit să reveniți pentru a ajuta pe cei de acasă cu câte un reminder. Pentru că s-ar putea ca unii să nu fi fost astăzi în fața televizoarelor și să aibă nevoie de informații data viitoare când veniți. Mulțumim! Mulțumesc! Dragilor, noi mai avem câteva informații pentru voi în această dimineață și vrem să completăm tot ceea ce se întâmplă și din punct de vedere psihic, emoțional. Vorbim foarte mult aici la matinal despre încredere de sine, vorbim despre descoperirea potențialului nostru maxim și, bineînțeles, avem nevoie și de sprijin de la specialiști, sprijin pe care ni-l furnizează Valentin în dimineața asta. Da, Georgia, știi că noi tot timpul vorbim despre potențialul nostru ca oameni, potențialul nostru de a avea succes, potențialul nostru de a face lucruri. Ei, da. Cum ajungem să nu fie doar un simplu potențial ținut așa într-un sertăraș? Și cum definim acest potențial, mai ales din perspectivă numerologică? Știi, mi se pare foarte interesant, eu cel puțin simt tot timpul această presiune că eu s-a născut pe întâi, mamă, și cifră de lider și o trebuie să fac și o trebuie să... Știi, dar nu tot timpul se întâmplă lucrurile așa, dar... Cu siguranță am ceva potențial acolo. Potențialul cred că l-am și cred că mai multe lucruri despre acest subiect ne poate spune Cristina Corciu, numerolog. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Deci... Mă bucur să vă revăd în dimineața aceasta și apropo de ce spuneai de ziua în care te-ai născut, vreau să spun că potențialul nostru se calculează puțin altfel. Cum se calculează potențialul? Potențialul trebuie să adunăm ziua nașterii cu luna nașterii. O să avem atunci un rezultat pe care o să-l reducem la o singură cifră. Ok, deci la mine ar fi ziua de 1, luna 9. Deci, cu părere de rău, trebuie să te anunț că tot la 1 ajungi. Hai, ce okay. Haideți să vedem atunci ce ai de făcut. Cei care au această cifră care rezultă din adunarea respectivă, cifra 1, sunt oamenii care ar fi benefic să exceleze într-un anumit domeniu. Să fie oamenii care sunt formatori de opinie. Cumva să ajungă să se țină cont de cuvântul lor în lume. Să devină practic un reper social pentru ceilalți. Un om care iese pe scenă, care se arată lumii de pe scenă. Și atunci i-ar fi foarte important și benefic pentru ei să stabilească direcția de acțiune. În ce direcție mă îndrept eu? Cumva ar fi foarte bine să își conștientizeze unicitatea, să se monitorizeze cu atenție, pentru că aici este foarte important gândul. Să vadă ce gânduri rulează prin mintea lor și să învețe smerenia. De ce? Pot să aibă manifestări de impulsivitate, de nerăbdare. Pot să manifeste chiar tendințe de superioritate, iar asta le va anula cu desăvârșire. Așadar, ar trebui totuși să fim cumva atenți, chiar dacă avem o cifră privilegiată, să spunem, cum este cifra 1, să fim totuși atenți la ce este în jurul nostru, dar aș vrea să vorbim puțin și despre celelalte cifre, ele ce simbolizează. Da. Pentru că poate și cei care ne urmăresc acum acasă își calculează propria lor cifră. Da, o să luăm cifra 2. Ei sunt cu un potențial maxim în zona relațiilor publice. Sunt oamenii care pot fi cei mai buni comunicatori, cei mai buni traineri, oameni care se inspire pe ceilalți prin arta conversației. Ar fi foarte bine să se simtă lejer în public, lejer în fața oamenilor. De asemenea, ei pot să-și asume un alt rol. Potențialul lor poate merge în direcția de a forma echipe, de a crea legături puternice între oameni. De asta li se recomandă foarte mult să fie deschiși către oameni, să lucreze, să sprijine oamenii. Cei cu potențialul 2 pot fi niște artiști de excepție. Dar, la fel, vreau să fac și aici o recomandare, să fie atenți, pentru că pot fi foarte ușor influențați de ceilalți și își pot anula potențialul atunci când devin nesiguri și nehotărâți pe ei. Când vorbim despre cifra, nu știu, să mai luăm, că nici timp foarte mult nu avem, ne presează cumva publicitatea, dar aș vrea totuși să mai trecem prin măcar o cifră sau două, să spunem, nu știu, eu când făceam basket aveam numărul 8, ce reprezintă cifra 8? Cifra 8 este cifra omului care poate fi politician, este cifra conducătorului, a omului care manifestă autoritate în exterior, care conduce masele, dar într-un sens instituționalizat. E foarte important ca el să se simtă bine în pielea lui, să fie autentic, să fie sincer cu el însuși și atunci poate să conducă lumea.
Vreau să mai spun repede și la celelalte cifre, să nu se supără ceilalți. La cifra 9, dacă tot am discutat de 8, sunt transformaționaliștii, oamenii care au potențialul să schimbe totul și care pot să dea tonul, direcția, trendul în lumea asta. Luăm înapoi cifrele. Cifra 7. Aici sunt oamenii care au un maxim potențial care este în foarte strânsă legătură cu trecutul lor. Dacă ei învață din experiențele prin care au trecut prin viață, atunci ei pot să primească șansă mare în viață, pot să aibă revelații, pot să schimbe destin. Să spun și despre cifra 6. Cifra 6 este cifra omului care, dacă își face pasiunea, dacă muncește cu pasiune într-un domeniu, dacă aduce toată frumusețea din el și toată inspirația din el în domeniul în care lucrează, va fi omul care va avea niște resurse financiare nelimitate în viața asta. Cei mai binecuvântați sunt cei care au potențial 5, pentru că ei pot să exceleze în orice domeniu și aleg. Ei sunt cei care se pot juca cu viața, cu o singură condiție, bineînțeles, să-și manifeste creativitatea acolo unde se află. Dacă cumva sunt angajați, sunt departe de potențialul lor. Mă refer puțin și la 4, cei care sunt constructorii în această viață. Ei au venit să-și manifeste acest potențial maxim în a construi ceva pentru ceilalți, a lăsa ceva în urma lor. Nu neapărat o clădire, pot să construiască o emisiune, pot să construiască o carte, pot să construiască ceva care să treacă peste generații. Ei sunt foarte perseverenți și foarte harnici. Și mai avem și cifra 3, n-am vorbit despre ei. Sunt oamenii cu un maxim potențial creativ. Ei trebuie să se manifeste autentic într-un domeniu pe care îl aleg ei, într-un domeniu specific, și să lase în urma locului pe unde trec ei o formă de cunoaștere. Ei sunt foarte, foarte buni să interpreteze, să analizeze, atâta timp cât nu-și fac scenarii și nu se finizează. Mă bucur foarte mult că ați fost alături de noi această dimineață și mai ales că am reușit să trecem prin toate cifrele, iată, cu succes până la publicitate. Vă mulțumim foarte, foarte mult și încurajăm pe cei de acasă care poate n-au apucat să-și noteze toate detaliile de astăzi să vă caute și în social media și să afle de acolo mai multe lucruri. Vă mulțumim foarte mult! Cu mult drag! Fraților, așa cum am promis, mergem și într-o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem rapid cu ce credeți, cu știri!